știu cum vine aceasta, dar să aud că sunt somați de colegii de Ministerul Afacerilor de Interne, adică nejandarmi, adică pompieri, polițiști la județeană. Ce dracu, mă, nu înțelegeți că sunteți ascălcat pe bătătură, iar nu l-ați otres o lună. Îmi fac cruce. Hai, spuneți-mi acum repede, dar repede, dacă vine pe acolo ca să scoatem echipajele de bruia și ca ne pe unul înțelege. A, ce, la băieți nu se poate, la fete se poate. Stai, mă, fată, țipi așa de dimineață la prima oră, venim și te ajutăm, ne auzi. Să nu țipați voi să se audă până acolo, să tu voi din partea cealaltă să nu faci nu știu mai ce. Mai fost așa de pe vremea de când era doamna Gheorghe, polițist, șef la locală și au băgat-o la târg jos pentru o faptă frică. Dumneavoastră ați luat-o de la publice.
100 încercări. Avem Prahova 90, Gâie, Capă. Prahova 98, PNA, care încearcă să obstrucționeze acum armata română, pentru că eu sunt indisciplinat și armata română va da ordinul să vă bage în Coșciuc. Pentru țipete, urlete și pentru că faceți prostii ale Ministerului Afacerilor de Intern. Așa e când te arunci ca pompierul în față, când ții cu Audi în față, când te ții cu Golful în față și tot așa. Planul e plan, făcut de mult. O să vă iau și un Audi și un Golf. Să intrați în pușcărie ca să vă împuște ca pe Elena Ceaușescu. Nu mai face șicane 90 GEC ca să nu intri în pușcărie. Planul este făcut deja. Ești urmărit penal. Bastos? N-am tuns, că nu era cald. Dimineața. Dimineața. Vine doamna Negus, nu? Nu vine. Nu vine? Vine, dar vine mai târziu.